Cea mai recentă actualizare a listei roșii a speciilor amenințate, elaborată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, IUCN, aduce vești sumbre pentru elefanții africani. Elefanții africani, două specii diferite, au fost reclasificați de la vulnerabili la amenințați. Elefantul african de pădure, Loxodonta ciclotis, este acum considerat amenințat în mod critic, în timp ce elefantul african de savană, Loxodonta africana, este considerat amenințat. Elefanții africii joacă roluri cheie în ecosisteme, economii și imaginația noastră colectivă, a explicat doctorul Bruno Oberle, director general al IUCN. Elefanții africani au fost considerați în trecut o singură specie, însă IUCN a recunoscut în mod oficial că sunt de fapt două specii diferite. Această decizie se bazează pe dovezi genetice recente care au arătat că elefanții africani de pădure și cei de savană au fost separați din punct de vedere genetic și, cel mai probabil, fizic, în urmă cu 500 de mii de ani. Elefantul african de pădure este cel mai mic dintre cele două specii, astfel că elefantul de savană este cel mai mare animal terestru al planetei. Mai mult, este clar faptul că cele două specii de elefanți trăiesc în habitate total diferite, care rareori se suprapun. Elefanții de pădure trăiesc în pădurile tropicale ale Africii Centrale și în habitate din vestul Africii. Pe de altă parte, elefanții de savană au tendința să trăiască în pajiștile și deșerturile din Africa subsahariană. Actualizările recente vin după decenii întregi de scăderi dramatice ale populațiilor, în special din cauza pierderii habitatelor și a braconierilor de fildeș. Este estimat că numărul elefanților africani de pădure a scăzut cu până la 86% în decurs de 31 de ani. Totodată, numărul elefanților africani de savană a scăzut cu cel puțin 60% în ultimii 50 de ani.